Bună, bine ați venit pe acest mirobolant, mirific și miraculos canal de YouTube. Astăzi vom povesti și vă voi și arăta locul unde mi s-a întâmplat o activitate paranormală. Mi s-a întâmplat... Iubi, hai, zi și tu, adică ești aici cu mine. Eram cu Iubi când s-a întâmplat asta, o să vă povestesc mai multe pe drum. Și sunt sigură că o să fiți super, super șocați. Căci eu am înainte de toate, nu uitați să dați și voi un like, un subscribe și să aprindeți clopoțelul. Vă mulțumesc! Deci acum ne îndreptăm spre locul cu pricina, să spun așa. Este un loc care se află aici în Brănești. Bine, noi stăm în Pastrea, dar el se află în Brănești. Și e un fel de... ce acolo? Un dig. Dig, e un dig, da? Și sunt niște scări. Ei, și noi pe scările alea stăteam în momentul când a început să se întâmple acțiunea. Așa că ajungem acolo și vă povestesc mai multe de acolo. Uite și noi am ajuns. Am și ajuns și acum Iubi a luat și umbrela pentru că o dă puțin spre ploaie. Aici e așa, un fel de râpă ciudată. Bine, nu știu dacă chiar se vede ok. Știți ce zic? Băi, arată aici sala de sport unde eram eu șmecher acolo. Da, Iubi, da, și sala de sport a lui Iubi, asta e sala de sport. Acum o să mergem spre șine. În ce parte o luăm? Ok, deci, am ajuns pe șine, da? Aici s-a întâmplat toată treaba. În momentul când o să ajungem undeva acolo, în jos, o să vedeți și scările. Bineînțeles că am prins și trenul care vine, așa că trebuie să ne dăm de pășine. Pentru că asta este o operațiune periculoasă. Ilegală. M-am dat! Mă și sperie! Da, și noi acum mergem în partea asta, gen după el. Eu o să merg pe aici pe margine, că mi-e puțin cam frică. Ce te-a pus să-ți ia de dașia în picioare? După cum vedeți, eu am venit direct pentru chestii gen de mers pe munte, cum ar veni. Hai să nu vă mai ținem suspans și să vă povestesc cât de cât. Păi, deci ajungem acum în curând la locul cu pricina, unde ni s-a întâmplat. E foarte greu să mergi pe șinele astea. Cum se numesc astea? Nu, Iub, astea din mijloc. E, pe chestiile astea din mijloc de la șine, asta voiam să zic. Ia uitați. Așa, aici este balta. Iub, dă-mi o mână că mă duc într-o parte. Stai că merg pe asta de aici pe afară. Foarte greu că ți-au pus foarte multe pietre de-astea și te împiedici în ele, n-ai cum. În fine, stăteam pe niște scări aici, unde e un dig, da? În stânga, noi în dreapta pădure, după apă. E, și cum stăteam noi acolo, ne pupam sau ce făceam, în fine, la un moment dat se întunecă dintr-o dată, gen wow, întuneric. Noi ce să facem, că eu una m-am cam speriat, mie fiind un frică de întuneric. Sus nu era cine știe ce. Și după aia am zis eu, hai să mergem, că nu prea îmi place gen cum se vede înspre pădure. Și atunci ne-am ridicat. Și am urcat treptele, pe care o să vi le arăt acum. A început să plouă. Iub, umbrela. Ce? Îmi cobor pe aici. Pe aici coborai înainte? Da. Wow, cam așa arată, nu știu cum o să coborăm, o să vedem acum. Poți? Pot, da. A, sunt trepte, mă, Iub. Ok, m-am prins. M-am prins de asta. Păi nu, iau pe scări. Păi, e greu. Nu știu. Ok. Puh. Foarte greu scobor cu treptele astea. Îmi dai și mâna? Nu ți fac loc ție, vezi? Mai exact de pe treptele astea să nu mai cobor până acolo, că m-a rupt, chestia asta m-a rupt. Puh. Pe treptele astea stăteam când deodată înspre pădure se aude ceva ciudat. Mă sperii, bineînțeles, zic, hai să mergem, hai să urcăm, așa că pac, 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 urcăm pe scările astea, urcăm sus pe aici, unde e pășina, pe care ne-ați văzut venind, da? E, ce se întâmplă pășina, e ideea? Eu aud din spate Roxana. Cineva strigându-mă, da? Deschizi umbrele, Iub? Cineva m-a strigat... Ah! Scuze! Cineva m-a strigat din spate, Roxana, da? Eu
Nu, m-am cam căcat pe mine, adică eu cam, m-am cam speriat. Țuț, l-am întrebat pe el, ai auzit? Și el mi-a zis nu. El, de fapt, mințea, pentru că auzise și el. Mi-a zis doar mergi mai repede. Ok, și cum mergeam pe cine mergeam? Păi și am auzit din nou, Roxana. Gen, în strigăt, Roxana. Roxana! Și a fost super, super ciudat, pentru că și tu-ți auzise a doua oară, ai auzit eu, nu? Dar nu mi-a zis prima oară, înțelegeți? De asta zic că a fost super ciudat. E, și uite, așa am mers eu pe drumulețul ăsta pe care acum l-am făcut în 5 minute, cred, sau 6, ceva în gen, pe șine de tren. E, l-am făcut într-o oră, am pierdut și Maxi. Deci am mers, practic, Maxi de Brănești, da. L-am luat pe ăla de Islaz, în fine, care venea puțin mai târziu de 9, deci puteam să-l prind. Gândiți-vă că era vreo, cred că 8, când am plecat de aici de la șine. Eu am pierdut, practic, Maxi-ul de 9, deci nu am făcut 6 minute pe drum, am făcut mult mai mult. Nu știu cum, căci am mers non-stop. Asta e chestia ciudată. Dar a fost super, super ciudat și cred că e prima oară când venim în locul ăsta după ce ni s-a întâmplat, nu? Uh-huh. Deci după vreo, cred că, dacă nu mai bine de 7 ani, am venit aici, nu mai cobor până jos, pentru că sunt foarte multe scări și sunt foarte multe pietre pe ele și chiar nu vreau să-mi scrântez din nou piciorul sau ceva, că sunt predispusă la chestiile astea. Deci asta pentru noi, cel puțin pentru mine, a fost o experiență traumatizantă, pentru că eu chiar am fost șocată de ceea ce mi s-a întâmplat. Având doar câteva întâmplări cu paranormalul, să spun așa, asta a fost, le-a cam pus capac, pentru că, nu știu, chiar mă spune, iubii nu prea s-a speriat atunci, eu m-am speriat foarte tare. Trec în peste, o să mă duc puțin până în Penny, o să fac niște cumpărături și o să vă arăt de acasă ce am cumpărat. Așa că stay tuned. Suntem în Penny, acum stăm la coadă. E o coadă enormă. Brănești în carantină, deci dați-vă seama. Am luat de la Penny două boxuri de suc. Bine, e foarte ok la prețul boxul, pentru că e prețul celei 50 și sunt 3. Ceea ce e foarte șmecher. Eu beau și cola și Fanta, deci pentru mine nu e o problemă. Trei sala, niște energizante și prosoape de bucătărie. Sper că n-a fost o întâmplare super scary, în fine, pentru mine la momentul respectiv a fost. Dar momentan sunt ok. Nu am mai fost acolo de ceva timp, așa cum v-am spus. Am venit acasă și Marinica aici mă iubește. Vă mulțumesc frumos că v-ați uitat și la vlogul ăsta. E puțin din ce am făcut eu astăzi. Momentan e ora... Nu știu cât e ora, pentru că nu știu ceasul ăla. Cred că e 3 sau ceva în gen. Nu știu. Cred că ceva în gen. Momentan e ora 3, încă nu mi-am terminat ziua. E posibil să mă duc la un grătar mai încolo. Încă nu știu, sigur. Să văd. Pentru că dacă plouă, nu îl putem face. Băiatul la care am merge nu are foișor și am stat în ploaie și atunci nu prea e ok. Dar vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine și astăzi, așa că până data viitoare, vă pup!